Haide, Jaden, acolo trebuie să te duci. Nu, închide becurile. Monica, ieși la acolo, că eu vin cu tortul. Închide toate becurile. Ce mai știu ce? Ce și pâinea, dă tot. Să cacă. La bronze nu te cagis. Nu te cagis. Ia mi-i lasă. Tu plac toți, mami, nu știi. Lasă-te, bine, hai, să cântăm. Că după mai ia primul o dată, dacă vrei să supere. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jaden. Happy birthday to you. Bravo! Bravo! Facem așa, four kisses. Mua, mua, mua. Muy bien. De ce? Și plus, noi să ne trezim așa de vreme până ajungem în Barcelona, până e oboseală. Și am nevoie să fiu odihnită mâine, că eu mâine seară plec înapoi spre Londra, înapoi. Bine, înapoi, chiar cu bărcă. Deci. Vai, dar ce-i fain arată, Doamne ferește. Și n-am mai văzut aici ceva. Pune acolo. Că trecem iară? Știi? Și mi-am făcut și fotografii, cred că mi-am făcut și story. Zic, nu, Starbucks, zic, Doamne, dar e imens așa fac. Hai că venim. Trebuie să încep și eu un vlog. Suntem în Barcelona. Am venit să vedem un pic Barcelona și diseară ne ducem acum și ne ducem la cazare. Te pot? Aici e Vanessa, din echipă, și Ioana. Și acum am să vă arăt ce vedem noi în Barcelona azi. Mie mi se pare așa de faină deja, adică nici nu eram intrată. Și când am aterizat, mi s-a părut incredibil de, nu știu, ceva în aer care m-a atras. Trebuie să vin neapărat și cu copiii și cu Adrian, poate mai. Asta fac de seară. De seară mă pun și stau și mă uit telefon să văd cât costă biletele. Și dacă găsesc ceva care îmi convine, gata. Și și perioada faină primăvara să vizitez țări. Ce? Go in there in the ăla cu se doare picioarele. Uite aici așa ce fain arată. Mamă. Mi se pare incredibilă. Ma, și se scrie chestii. Jaden, nu mai faci așa picioarele, că faci praf. Foarte multă lume aici. Noi trebuie să ne luăm o înghețată cu gust de cafea. Nu cafea. Ce-ai dat? Nu mai fac cu picioarele, că faci praf, măi. Da, e o biserică foarte mare asta. Înăuntru să intre plătești, nu? Sunt
Occidental Shogun. Normal că vizitez la Sagrada Familia. Foarte mare. Ia uitați aici și la Sagrada Familia. Ai incredibil. Deci nu puteți vă imaginați în realitate ce mari și ce, nu știu, are ceva grandios. Și aia de lângă, oare cum se cheamă Duomo ăsta micuț de lângă? Anesa, ăsta, chestia asta. E tot parte din ea, n-are un nume anume. Că e tare interesant aici, făcut așa, diferit. Știi de ce? Pentru că merge cu istoria biblică, știi, spune toată povestea biblică, așa începe. Ce faine sunt făcute alea de sus, că sunt făcute cu ceva pietre, țurluile alea în sus, adică lucesc. Mamă, dar ce lucește sus, ce fain. Suntem aproape și de catedrala Santa Maria. Au și aici Barcelona City Tour. Ăsta ar fi fain să merg cu Adrian și copiii. Așa, nu? Bagi și mănânci. Foarte uleios, da? Ok. Nu, n-au vede. Ia uite aici așa. Din ciocolată. Vai, dar ce... Ia uite și faină, ia și partea asta la altă. În partea asta la altă e diferit. Pur și simplu altă arhitectură, parcă. Parcă curg așa sculpturile față din partea aia altă. Ce fain arată, doamne! Și copacul ăla acolo, ce fain! Mă, sunt tare curioasă ce înseamnă toate astea. Și steaua de acolo, sunt sigură că o să-mi scrieți câțiva ce înseamnă toate. Ia uita, steaua aia ce faină, doamne, ce o arhitectură! Te rămâi cura căscătă. Copacul ăla, nu știu. Nu știu ce însemnătate are, dar cred că e ceva cu copacul păcii. Cumva că are niște pomei albi. Tare fain. Deci parcă curg așa sculpturile. Nu știu. Așa îmi dă mie impresia. Ia uitați ce cum e, Jaden? Îți place în Spania? Do you like Spain? Da, mergem acum la beach. Mergem la plajă, da? Să vedem un pic marea. Oh, nu, doar cred că cu picioarele o leacă. Hai, Jaden, te joci cu fetița? Ia, nu mai, gata, s-a rușinat. Da, dar când e camere, tot îmi se face așa. Stai cu papucei. Hai, ce?
filmez. Ah. Stai. Ce e asta? A, așa. Deci mi-a atâta de frică să nu mi se bage cineva prin față să-l calc cu mașina. Tu doai înțelege? Că mic. Unde m-a pus de pe plajă, vă dați seama? Are you sure? Yes. Ce faci? Faci supă? Da? Faci supă? Așa ai? Ai părul? Ești frumoasă? Așa, ești frumoasă, da. Nu, mama, că noi nu ne ducem în apă. Uite acolo, artă. We just see a bit the beach, Jayden, that's it. O să-l convinge. Ai mai zis o dată, că nu s-a întâmplat cel mai bine. Ia uite aici așa. Vai, dar ce fain arată, Doamne! Dar stai că trebuie să coborăm pe acolo. Hai dacă tot ăla, cu din ăla EasyJet. Ba, și când e acolo zici că e Dubai, și-a făcut anume a creștinărirea aia. Lasă tu, Ana, că devenim noi milionari și ne mutăm în Dubai. Vai, dar ce foto asta. Dă-i nu așa, că faci vine în ochi. Ia uite aici, am venit la mare. Dar numai că nu le văd pe fete. Hai uite, Ana, acolo. Hai aici să vedem apa. Asta e nisipul din Barcelona. E incredibil de fain. Bine, asta e nisip. Hai să vedem cum e apa. Arată fain. Aeroportul e încolo, că deja vedeți acolo că aterizează avioane. De acolo pornim noi și noi o să stăm undeva pe acolo în seara asta la un hotel. Ia să vedem aici așa. Jayden, e curios că am venit la apă? Am venit la mare, ne vezi că nu o să fie așa de caldă apă, să știi. Să fie a bit cold, because it's still April, da? It's still early, ca să fie very, very warm. Ai, ai, e cold. Ah. Uite aici ce pietre, ce le faine au. Doar picioarele, da? Cât stai? Nu mai
uite ce curate. Îi rece. Dar e așa de faină și curată. Doamne, deci apa asta e incredibil de curată și faină. Vezi că e rece, da? Ai grijă să nu cazi cu telefonul în apă. Ce? Du-te! Da, du-te, du-te! Spaniolii au chestia aia de sărbătoare, nu, mexicanii au sărbătoarea aia când, da, mexicanii au sărbătoarea aia morților când ei cred că o să conectez cu ei într-o noapte. Ce-i pe, ce-i pe, agua. Cred că desenele ne-au fost. Ești obosit, Sugan, te obosești. Glumesc. Pe partea aia, la albastră, cred că. Ia să facem interviu până ajungem să mâncăm. Tu fă-ne drum că noi mergem după tine. Da, Oana, hai, zi-ne tu așa. Cum ai intrat în compania Sugan? Povestește-ne. Am văzut produsele la tine pe Instagram în iulie, la începutul lunii iulie și de fiecare dată când le postai, ceva, voiam să le încerc, dar nu ți-am scris. Până într-o zi când ți-am scris, pentru că îmi plăcea prea mult rezultatele produselor și țin minte că nu mi-ai răspuns, tu m-ai sunat direct și mi-ai spus despre cum pot să am produsele aici în Spania și mi-ai zis și de kit și de tot și așa am început eu. Am vorbit cu soțul meu, ne-am pus de acord că da, hai să încercăm. Și abia la sfârșitul lunii iulie am cumpărat kitul. Apoi am folosit produsele. Iulie. Da, ce am iulie. Zis? Eu cred că ai zis iunie, nu știu. Iulie, da. Apoi în luna august nu am. Deci nu am intrat în Sugan ca să fac afacere, să fac vânzări. Mă gândeam că hai, poate o să vând un produs două prietenelor mele. Nu am vândut. Dar am zis că la sfârșitul lui august am zis, măi, dacă restul fetelor din echipă pot să-și facă calificări, să-și facă echipă, oare eu n-aș putea? Și atunci, în septembrie, eu am început să fiu mai serioasă în a recomanda compania, produsele și de atunci până acum au trecut 8 luni jumate și iată-mă aici. Luna asta ești manager. Da. Să vedem la care nivel. Că ametist te faci, acuș? Da. Doamne ajută, un X. Sau chiar și un X. Da. Nu știu ce s-a mai întrebat. Cum ți s-a părut până acum toată aventura ta în Sugan? Frumoasă. Cam ăsta e cuvântul care predomină. Am avut dificultăți, am avut hopuri, am fost deseori dezamăgită, nu de companie, de felul în care cei din jur îmi iau
Nu știu cum a fost drumul meu. Cum a fost, Monica, drumul meu? Eu, la început, când te-ai înscris, nu, n-am știut dacă ai să lucrezi sau nu. Și mi s-a părut că ai să fii, poate ai să faci un pic de muncă, dar nu... Nu aveam foarte mari speranțe să faci mult, că nu văzusem încă. Dar în septembrie, când ți-am zis, Monica, vreau mi-am să pus, că atunci și eu am devenit mult mai serioasă în septembrie. În septembrie. Adică de că fiecare dată când cineva vine și îmi spune că eu vreau să lucrez, eu lucrez cu omul ăla. Hai să mâncăm. Hai că să mai vorbim după. Ia zi, Oana, cum îți iau față de realitate? De nerealitate. În realitate față de nerealitate. Mai... Poate pare un pic ca că nu se poate atinge om, nu poate atinge omul la tine acolo în spatele telefonului. Dar e super, super, super de treabă și real. Știi că chestia asta mi-a mai zis o prietenă în trecut. Că da? Păream non-approachable, păream că exact. Nu sunt persoana aia la care nu poți să te apropii. Și am zis că ce ciudat că eu înăuntru simt ca și cum vină. Adică bine, na, nu aș lega dacă nu simt să leg cu cineva, da. Da. Deci nu-i dat bad. Ce-ți dorești pe viitor? Să rămânem să mă țin Sky de tine. Să nu se slăbească Sky-ul ăsta. Și pe parte de business îmi doresc foarte mult să reușesc să ajung acolo unde am nevoie eu să fiu pentru familia mea. Că e Amethyst, că e Onyx, că eu după ce am văzut videourile de la experiența diamanților, eu m-am vizualizat acolo, deci acolo vreau să ajung. La anul mergem amândouă. La anul mergem la anul. Și dacă nu mergem la anul amândouă, mergem la anul. Dar mergem, mă, că e aprilie la anul, adică... Dacă nu mergem, da, dar... Eu cred că ajunge. Dacă nu, anul viitor, peste 2 ani. Oricum, și... anul celălalt, sigur, la experiența Emeraldelor vii și la Safire ai să fii. Deci o să avem deja două experiențe în comun la anul. Anul ăsta o să avem... Trei o să avem la anul. Anul ăsta avem evenimentul. Da. Dacă era în septembrie Safiri, era bun. Dar dacă te-ai face Emeralds, cred că până în august ai merge la Emeralds. Cine știe? E greu oricum. Eu îl văd eu, Emeraldul e mai greu. Da, domnul știe. Da. Pentru că dacă vin persoanele potrivite care înțeleg despre ce-i vorba și lucrează... Ce? Nu mai mă văd mergând să fac să fiu farmacistă, să lucrez într-o farmacie. Nu mă mai văd să mai fac iarăși practica, să mai dau iară licența, pentru ce? Și dacă ai zis la mine în vlog că tu ai făcut facultatea de farmacie, n-ai zis? Nu, asta ai zis-o într-un live. Am zis-o într-un Zoom pentru echipă. Așa. Deci nu mă mai identific cu doamna farmacistă. Deci avem și farmaciști aici la noi. Da. Chiar îmi place ceea ce fac. Chiar am descoperit că dacă până anul trecut ziceam că nu-i de mine, nu o să fac niciodată. Am spus asta pentru că eram prost informată. Aveam o informație foarte eronată. Și intrând aici în compania asta, am zis că vreau să încerc să m-am documentat mai mult și am... Mi-am dat seama cât ai de greșeală pe care am făcut. Îți scoare pe telefonul. Îl vezi și pe Răzvan intrând? Da. Da. Acum și ani fac soții video-uri din alea, că sunt reprezentant Sugar. Normal că mă alătur soției mele și ne punem toți că mergem împreună cu ei. Da. Din decembrie tot îi...
îi zic, dar simțim că momentan nu e timpul, dar o să vină. În momentul când o să fiu și eu stabilă, chiar el o zis, hai că îmi iau și eu geanta. Am un cod kit să-l dau, dacă vrei. Nu, nu, că noi avem nevoie de geantă. Și mă gândeam să iau geanta mică, pentru că așa... Asta i-am luat ciul, Adrian. Așa, la o prezentare, știi, dacă vine cineva să facem o prezentare, îi arăt kit-ul mic, care nu-l recomand, sau kit-ul mare. Kit-ul mic e bine pentru cine vrea să facă partea de business fără vânzare. Da. Toate de mai convenabilă la mare, care mai mult parfum înăuntru. Da, uite, eu am stat... Toată lumea o să-și cumpere mostrele. Mie, oricum, mie pe România nu mi se pare avantajos să-ți iei kit-ul mic, din cauza și că nu ai... trebuie să plătești transport, știi? La prima comandă se plătește transport și îți iei kit-ul mic, îți mai iei câteva produse și trebuie să plătești transport dacă nu treci de 100 de puncte. Și nu mi se pare avantajos. Știai asta? Da. La noi se plătește transport și la prima comandă, sub 250 de puncte pe Anglia, de exemplu. Și toți îmi scriu oameni. Ce ai acolo, mânuță? Ești murdară? Șepițe? Nu, să-ți dau mami, are. Gata, Oana, ne mai vedem? Ne vedem. Dacă domnul Adrian, când editează vlogul, îngăduie să venim. Ne vedem luna viitoare. Ne vedem luna viitoare. Nu, cu siguranță ne vedem în octombrie la... Dar sigur, tragă, dacă nu trag o fugă în România, la vară, sigur. Nu știu când, dar dacă tu ești da, o perioadă mai lungă, sigur ne prindem. Da. Că suntem mult mai flexibili cu Adrian și cu tot și... Doar să găsim oferta când ne convine și am tras o fugă. Da, nu vă aștept cu drag. Vanessa, nu te-a mai intervistat pe tine, dar Doamne ajută că venim luna viitoare. Da. Zici și tu cu domnul Adrian când ne editezi. Vezi că și Vanessa vrea să venim. Luna viitoare aștept interviu. Da, și te iau și pe tine la interviu. Așa, dar rămâne amintiri și pentru voi, și pentru mine, și pentru alții. Că, uite, nu sunt numai eu, sunt și alții în compania asta și... la toți povești succes în diferite nivele. Da, așa că da, mergem la hotel și uită-le acolo, cred, Ibis, nu? Da. Și vă arătăm camera de acolo, așa.